Se conștientizați procesul de exfoliere. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante, un canal pentru persoane după 35 de ani. Un canal care motivează, care susține, care se împarte cu secretele cum să înaintăm în vârstă frumos, elegant și activ. Știți care este problema noastră cea mai, zicem așa, care ne deranjează cu vârsta? Cu vârsta scade sensibilitatea receptorilor tactili, vizuali, gustativi, olfactorici, auditivi și atunci apar probleme. Astăzi vreau să vă trag atenția cum să ne mărim sensualitatea buzilor, fiindcă multe persoane cu vârsta încep să spună că vai, zahărul nu e așa, vai, sarea nu mai este așa, n-are gustul cela și încep să folosească mult zahăr, mult dulce, multă sare, nu percep gusturile, fiindcă nu că se schimbă calitățile gustative a produsului, dar scade sensibilitatea receptorilor gustativi. Și o să vă arăt cum noi, ce să facem, cum să îngrijim buzele, fiindcă de aici începe și sensibilitatea și gustul. Știți cum? Am pus buza și am înțeles cum e gustul, sărat, chipărat, iute, acrum. Și noi putem, la orice vârstă, să ne mărim sensibilitatea receptorilor. Și astăzi vom trage atenție la îngrijirea buzelor. Primul ce trebuie, ce e de făcut, măcar o dată în săptămână, de aplicat un scrub, dați să-mi șterg buzele, aplicăm un scrub natural. Ceea ce este e ușor de găsit la bucătărie. Puteți să faceți un scrub din cafea, din făină de porumb, dar mie îmi place cel mai plăcut scrub, este scrubul din zahăr brun și miere. Și facem din tâi, aplicăm un scrub și ușuril, foarte ușor, cu mișcări circulare, bine, bine curățim celulele moarte, fiindcă cu vârsta pielea este foarte, foarte lenoasă și noi pentru a stimula procesele metabolice, pentru a înlătura celulele moarte, chiar dacă buzele este o mucoasă, dar mucoasa ce? La fel sunt celule moarte, nu numai pielea, nu numai epidermisul, dar și celulele moarte de aici, de la buză, le înlăturăm. Foarte, foarte ușor, blând. Și cu mișcări de zigzag. Faceți mișcări circulare într-o parte, trei, ori și în cealaltă parte, cu mișcări de zigzag. Mișcări circulare. Mă scuzați. Bine, bine. Mai ales marginea buzii. Mai ales colțurile gurii. Mai ales marginea buzelor. Colțurile gurii și buzele. Conștientizați procesul de exfoliere, să simțiți prin tot organismul aceste vibrații de energie care sensibilizează mucoasa buzilor. După ce ați înlăturat scrubul, aplicați
un balzam de îngrijire a buzelor sau o cremă grasă. Și ușor, ușor, pe toată suprafața. Și vom efectua câteva mișcări cu limba. Un semicerc de la un colț a gurii până la altul, de 10 ori. Și alt semicerc pentru buza inferioară. Un semicerc și 5 pe stânga și 5 pe dreapta. Și pentru buza inferioară. Printre altele, acest exercițiu ne întărește mușchiul din jurul gurii. Și următoarea etapă este masajul. Masajul aplicăm buzele și le pișcăm spre periferie. La mine se primesc 7. Dacă gura este mai mare sau mai mică, indiferent de mărimea buzelor, mărimea gurii. Repetăm de 3 ori. 1, 2, 3. Apucați buza și o strângeți. Și dați drumul. Apucăm și dăm drumul. Apucăm și dăm drumul. Acționăm la receptori, acționăm la piele, acționăm la mușchi. Întărim, mărim receptivitatea buzelor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și a treia oară. Apucăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și buza de jos. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5. 5, la mine 5. Repetăm. A doua oară. 1, 2, 3, 4, 5. Și a treia. 1, 2, 3, 4, 5. Și următorul exercițiu este extinderea buzelor, extinderea. Apucăm buzele și zâmbim. Apucăm buzele de la mijloc, la fel cu arătătorul și cu degetul cel mare, și zâmbim. Și buzele singure se extind. Zâmbim și extindem ușor, ușor, foarte lin spre periferie. Acest exercițiu ajută să îmbunătățească circulația sângelui și are un efect de limfodrenaj. Și desigur se sensibilizează receptorii din toată zona interioară a buzei.
Ascultăm, finim, zâmbim și tragem spre frigerie. De fapt, noi nu tragem, dar noi fixăm. Când zâmbim, degetele singure se mișcă spre periferie, de 3 ori și buza de jos. Foarte, foarte duios, foarte, foarte blând. Și cam atât. Sper să găsiți timp o dată în săptămână pentru această manoperă simplă, pentru a vă mări sensibilitatea receptorilor gustativ. Vă iubesc și vă îmbrățișez.